Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Comisia Europeană contrazice Bucureștiul în privința deficitului bugetar al României, în sensul în care europenii au calculat pentru anul trecut un deficit mai mare decât cel transmis de guvernul Ciolacu, adică ar fi mai mare cu 8 miliarde de lei. România este de altfel în procedură de deficit excesiv, adică în loc de un deficit acceptat de maximum 3%, țara noastră are un deficit de 6,7%, mai mult decât dublu. Interesant că numai departe de anul trecut, chiar pe vremea asta, nu știu dacă vă mai amintiți, guvernul PSD-PNL descoperise o gaură de 20 de miliarde de lei în buget, care aparent nu fusese luată în calcul. Atunci guvernul a promis că va mai tăia din cheltuielile publice pentru a echilibra bugetul, dar a sfârșit prin a mări taxele și impozitele pentru mediul privat. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-ne, ar trebui să explicăm ce înseamnă, care sunt riscurile unui deficit excesiv pentru români? Pentru că pare așa destul de abstract când aude cineva să gândește asta e o chestie, o problemă pentru finanțiști, pentru banchieri, dar asta ne afectează pe toți, nu? Ce înseamnă excesiv? În principiu, orice deficit este problematic, fiindcă înseamnă că tu nu ai suficienți bani pentru câte achiziții faci și trebuie să te împrumuți. Adică e ca și cum într-o familie, familia respectivă s-ar împrumuta permanent ca să cheltuiască mai mult decât câștigă. Și asta nu s-ar întâmpla o lună, două, un an, doi, ci constant, ani la rând, ani la rând. Îți pui problema, băi, da, eu la un moment dat trebuie să am venituri mai mari decât cheltuiesc ca să pot să rambursez aceste împrumuturi. Deci nu pot să o duc așa la infinit, nu pot să trăiesc pe caiet la infinit. Dacă ești un om responsabil, sigur că dacă. Mai sunt și oameni mai puțin responsabili, dar guvernul ar trebui să fie responsabil, fiindcă el face treaba asta cu banii noștri. Și pentru a preîntâmpina un derapaj din ăsta irresponsabil, Uniunea Europeană a stabilit o limită, dincolo de care, dacă cheltuim mai mult decât ce câștigăm, se numește că avem un deficit excesiv și trebuie să-l reducem. Și avem un termen în care să facem această reducere. Adică nu să scăpăm de deficit, ci să reducem deficitul la un nivel considerat cât de cât de Doamne ajută. Adică, da? 3% din PIB, ăsta este... 3% fiind un nivel acceptabil, suportabil, se presupune că mai există și creștere economică și că, în principiu, o țară europeană își poate permite un deficit de 3%, dar ce e peste devine problematic, nu? Și afectează cetățenii. Ori România, prin bugetul aprobat în acest an, pe acest an, 2024, și prin strategia fiscal-bugetară care însoțește bugetul pe acest an, nu își mai propune ca în următorii 3 ani să reducă deficitul bugetar la această limită, da, de 3%. Deci nici măcar nu își mai propune. Adică este ca și cum trăim pe caiet, ne propune să trăim pe caiet la infinit și Dumnezeu cu mila, după noi potopul. Cine știe? Ori asta este o chestiune. A doua chestiune este că Comisia Europeană a observat că și deficitul ăsta pe care îl înregistrăm noi nu e raportat corect. Și unul din motivele pe care una dintre explicațiile pe care le-a oferit este că plata acelor salarii pentru magistrați, acele salarii câștigate în instanță de magistrați, nu a fost inclusă în ca o obligație a statului român. Deci nu a fost inclusă în deficitul bugetar, alături de alte lucruri. În urmare, deficitul real pe anul trecut a fost de 6,6% din PIB, nu de 6% cât a zis guvernul. Ca să fie finanțat deficitul, România trebuie să se împrumute pe piețele externe și interne. Din moment ce situația este de așa natură încât suntem în deficit excesiv, costul acestor împrumuturi crește. Adică e ca și cum în familia respectivă care trăiește pe caiet, împrumuturile pe care le face sunt la dobânzi din ce în ce mai mari, nu? Știți cum e aici? Au fost ani în care dobânzile erau atât de mici încât puteai să treci cu vederea lucrul ăsta. Erau puternic real negative, ceea ce era o anomalie. Și atunci puteai să mai treci cu vederea chestia asta pentru că dobânzile real negative, adică mai mici decât inflația,
practic erai plătit ca să te împrumuți. Deci sistemul financiar global era într-o distorsiune puternică. Și atunci nu prea ne interesa, puteam să avem deficite mari, pentru că datoria publică oricum nu creștea. Da? Datoria publică raportată la PIB oricum nu creștea, pentru că dobânzile pe care noi le plăteam la acest deficit erau sub rata inflației, respectiv sub rata creșterii PIB-ului nominal. Deci te împrumutai, dar bătei pasul tot pe loc ca datorie raportată la PIB. Și atunci era ok, puteai să raportezi ok, dar problema este că în ultimii ani am revenit la o situație mai apropiată de normalitate pe piața financiară și atunci dobânzile au crescut. Ele devin chiar real pozitive. Acum statul se împrumută la 6-7%. Da? Pe an. Deci asta ridică o problemă. Pentru că la acest nivel de dobânzi, datoria publică nu mai poate fi stabilizată. Ea va continua să crească și asta spune și, asta spun și agențiile de rating. Da? Atenție, zilele trecute au spus datoria publică va depăși 50% din PIB în perioada următoare. Care este pragul de avarie în această privință, la nivel? Ca nivel al datorii din PIB. Propriu zis, un prag de avarie. Nu putem să știm. De alertă. Ca la țevile din București. Uh-huh. Adică tu știi că țevile sunt praf, sunt praștie și că pot să cedeze. Și pot să cedeze și iarna, pot să cedeze și vara. Pentru că sunt foarte vechi și praștie. În momentul în care ai o datorie publică și un deficit de asemenea nivel, da, între cele mai mari din Europa, și tu depinzi de finanța externă, orice întâmplare nefericită, orice mică criză financiară internațională te poate duce în faliment, pentru că atunci nu te va mai împrumuta nimeni. Dobânzile vor sări 10% sau 13%, vor sări mult și atunci va trebui să faci exact ce ai făcut în 2010. Adică să vii cu toporul și să provoci o criză socială, finalmente, da? Pentru că de ce? Pentru că n-ai fost în stare să te chivernisești din timp. Cât de plauzibil credeți că este un astfel de scenariu pentru România? Scenariul nu doar că este plauzibil, este probabil. De ce? Pentru că în următorii ani România va termina de păpat această asistență externă formidabilă pe care o primește de la Uniunea Europeană, respectiv PNRR și fondurile structurale. Dacă le se vor încheia în 2026-2027, se vor încheia. Vorbim aici de vreo 60 de miliarde de euro. Da? Asistență primită în câțiva ani de zile. E, când se vor încheia ăștia, noi din ce vom mai trăi? Adică care va fi plasa noastră de siguranță? Și atunci, evident, creditorii, care finalmente cine sunt? Populația, băncile, da? Deponenții. Pentru că nu poți să-i păcălești, lor trebuie să le plătești dobândă, că din banii lor trăiești. Îți vor cere o dobândă atât de mare încât te vor forța să faci acea reformă despre care tot vorbim, dar din păcate nu va fi o reformă, fiindcă atunci când vine criza, nu mai ai timp să faci o reformă inteligentă. Va trebui să scoți toporul și să tai. Și dăm în alte probleme, cu consecințe democratice, sociale, așa cum vă spuneam. Deci este o completă irresponsabilitate să aștepți să se întâmple un accident, știind că tu ai cauciucurile uzate și desumflate și mergi cu 100 la oră. Mulțumesc foarte mult pentru explicație. A fost în direct analistul economic Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.